Schimbări importante de la începutul lunii martie în transportul în comun. Urbis Baia Mare anunța că începând cu 1 martie nu va mai efectua curse de persoane pe traseele spre comunele Dumbrăvița, Groș și Săcălășeni. Noi aveam contracte de transport cu primăriile, de fapt cu ADI, zona metropolitană Baia Mare, pentru localitățile Baia Mare și încă 6 UAT-uri limitrofe, respectiv. Toțima, Ghirăuș, Recea, Groș, Săcălășeni și Dumbrăvița. Pardon, și Baia Stie. În diferite motive, trei dintre UAT-uri, respectiv Groș, Săcălășeni și Dumbrăvița, au hotărât să se retragă din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, zona metropolitană Baia Mare, pe segmentul de transport, pentru că sunt și alte segmente, respectiv apă și alte servicii. Și astfel încât de la 28 februarie expiră contractul cu aceste UAT-uri. Așa că de la 1 martie cei care circulați între Baia Mare și Groș, Baia Mare Dumbrăvița sau Baia Mare Săcălășeni, nu mai așteptați în stație autobuzele care circulau între municipiu și localitățile amintite. Pe aceste trasee va opera un alt agent economic, de fapt un alt operator de transport, traseele acestea fiind incluse în programul de transport județean, deci fiind scoase din programul de transport al zonei metropolitane și incluse în programul de transport județean. Se renunță la liniile 17/23, 22, 22/26 și 16/26 spre aceste UAT-uri. Eu vreau să le mulțumesc călătorilor din aceste comune care au utilizat serviciul nostru de transport în acești 6 ani de când operăm pe aceste trasee. Reprezentantul Urbis Baia Mare a precizat că pe celelalte rute nu au apărut modificări.